PNL vrea să boicoteze ședințele Camerei Deputaților. Ludovic Orban a declarat că liberalii vor continua demersurile de revocare a lui Liviu Dragnea și Florin Iordache. În condițiile în care Florin Iordache sau Liviu Dragnea vor prezida ședința plenului Camerei Deputaților, parlamentarii PNL vor boicota aceste lucrări. În același timp, deputații PNL vor continua demersurile necesare revocării efective a lui Liviu Dragnea la fiecare ședință de plen a Camerei Deputaților. Totodată solicităm tuturor celorlalte grupuri parlamentare care nu fac parte din coaliția PSD-ALDE să se delimiteze în mod ferm de susținerea lui Liviu Dragnea, fie ea și indirectă, a afirmat Ludovic Orban. În ședința de miercuri a Camerei Deputaților, liberalii au încercat să-l revoce din funcție pe președintele Liviu Dragnea și pe vicepreședintele Florin Iordache. Practic, liberalii au vrut să testeze majoritatea PSD-ALDE în eventualitatea unei moțiuni de cenzură. De altfel, Orban a anunțat și că săptămâna viitoare va fi aprobat textul acestei moțiuni pe care opoziția vrea să o depună în potenie priva guvernului Viorica Dăncilă.